zicem că noi cântați să fie Tatăl, Domnul Iisus și Domnul Sfânt. Așa în această seară vechează asupra noastră și atâne din nou în casa Domnului și aceste zile sunt zile de har, zile de sărbătoare. Din copiii Domnului pot în libertate, în miște și pace să vin și să aibă părtășie unii cu alții, să aibă părtășie în cuvânt și în rugăciune și doresc cu adevărat părtășia noastră să fie nu doar noi între noi, ci să fie cu adevărat o părtășie reală cu Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Este o seară de tineret și au cântat tinerii, am auzit aici și poezie și era poate mai nimerit să fie un tânăr care să slujească sau mai tânăr, nu sunt nici eu foarte bătrân, dar doresc ca Dumnezeu să ne dea putere și să ne ajute ca dacă vorbim, așa cum spune Apostolul Petru, să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Amin. Și cum s-a spus dimineața, orice face cu cuvântul sau cu fapta. Să facem totul pentru slavă lui Dumnezeu și, bineînțeles, pentru mântuirea noastră. În această seară am avut acest text ca și text de inspirație, de bază și privind această carte, Cartea Eclesiastul, este o carte scrisă de un om care a traversat prin multe experiențe în viață. Dacă m-aș fi ridicat în seara aceasta înaintea dumneavoastră și v-aș spune eu din experiențele mele, poate nu ar fi prea interesant pentru cei mai mulți din dumneavoastră, pentru că cei mai mulți ați avut deja experiențe mult mai multe și ați putea să spuneți mult mai multe lucruri. În această seară avem ca și punct de plecare sau ca și inspirație un om care la un moment dat a trebuit să urce pe tronul împărătesc și deși era fiul de împărat, deși a fost bine crescut, tatăl său era David, a înțeles că nu poate ca să stea înaintea poporului, nu poate să-i fie plăcut lui Dumnezeu, nu poate să ducă cu succes acest mandat din partea lui Dumnezeu, pentru că atunci Dumnezeu hotăra împărații. Și Dumnezeu se descoperă și aș vrea ca să citesc, ca să vedem cu ce om avem de-a face. Este un om în carne și oase ca și noi. Nu-L duc înaintea noastră pe Domnul Iisus ca punct de plecare. De ce? Ca să spune cine se pune cu El. Nimeni n-a fost ca și Domnul Iisus. Și Domnul Iisus, la un moment dat, vorbește celor audiențe și spune de la miază zi a venit împărăteasa. Din toate colțurile lumii au venit împărați să asculte pe Solomon și înțelepciunea lui. Și Iisus continuă, și iată că aici stă unul înaintea voastră care este mai mare decât Solomon. Și Iisus Hristos declara despre el. Și în această seară am spus, vreau să-L aduc pe Solomon și mă bucur că a fost acest text și chiar pentru tine și pentru noi toți, cum se spunea fratele Mircea, este o învățătură pentru toți. Și aș vrea ca Domnul să ne deschide mintea, să ne dea înțelepciune și vreau să citesc din unul împărații. Atunci când Domnul Dumnezeu se prezintă în vis lui Solomon, pentru că el frământa și să știți că Dumnezeu știe frământările noastre, de tine, de copii, de vârstnici. Dumnezeu nu este insensibil la lucrurile, problemele pe care trecem. Și atunci când cineva caută cu tot din adinsul pe Dumnezeu, când cineva vrea cu adevărat să facă voie Dumnezeu, spunea Domnul Iisus, dacă vrea cineva să cunoască, va ajunge să cunoască. Și spune un psalm omului Dumnezeu, David, Domnul este aproape de cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. Și Dumnezeu nu este departe de niciun dintre noi și n-a fost departe nici de Solomon. Și la dorința Lui de a avea înțelepciune, se tot gândea cum va putea El să stea în fața unei națiuni și să-L conducă pe crearea care avea Dumnezeu, că iubea pe Dumnezeu Solomon. Și vreau să confirm lucrul acesta citind. 1 Împărați, capitolul 3, versetul 3. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiul tatălui său, David, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălțime. Solomon a adus 1000 de arde de tot, ce sacrificiu din partea acestui împărat, din punct de plecare, odată ce a fost împărat, pentru că vrea să îl onoreze pe Dumnezeu. Și a dus acolo pe altar. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis, ce vrei să-ți dau? Și aș vrea ca să nu citesc toată partea, putem să citim acasă. Versetul 5,
Am citit versetul 12, chiar de la 10 aș vrea să spun. Cererea, aș vrea să citesc chiar mai înainte. Acum, Doamne, versetul 7. Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească locul tatălui meu David și eu nu sunt decât un tânăr. Nu sunt încercat, robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat, din pricina mulțimii. Dă, dar, robului Tău inimă pricepută ca să judece pe poporul Tău, să deosebească bine de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Și răspunsul Domnului, cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnul și aș vrea în această seară să înțelegem cu toții, de la cel mai tânăr până la cel mai vârstnic, că lui Dumnezeu îi plac cererile care sunt făcute în scopul măreției sale, în scopul glorificării sale, în scopul împlinirii voii sale. Și aceasta și-a dorit Solomon. Și a zis, Doamne, asta lipsește. I-a lăsat atâta o moștenire, i-a lăsat bani, i-a lăsat avere, i-a lăsat... Totul era aranjat. În timpul vieții lui Solomon n-a fost nicio luptă, niciun război. A fost pace, a fost cea mai glorioasă eră din perioada împăraților lui Israel. Și Dumnezeu răspunde și a zis, fiindcă lucrul acesta cer, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrășmașilor tăi, ci cer pricepere. Ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și ascultați acum, subliniez acest lucru. Pentru că în fața noastră stă un cuvânt care nu poate fi pus de alături de niciun filozof din toate vremurile, din toată istoria. Pentru că Dumnezeu a spus lucrul acesta. Îți voi da o inimă înțeleaptă și priceput așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nici nu se va scula nimeni niciodată ca și tine. Atunci putem să fim bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că niciun om nu s-a născut cu atâta înțelepciune cu cât a înzestrat Dumnezeu pe Solomon. Aș vrea puțin să vedem din câteva lucrurile care, să zic, a realizat acest om. Pentru că, cred că după aia tinerii probabil o să îndrăgească mai mult ca să citească cărțile acestui înțelept. Cu toate că, privind în viața lui, vom vedea Dumnezeu altă înțelepciune, dar aceasta nu l-a scutit ca să nu lupte, ca să nu aibă grijă de înțelepciunea care i-a dat lui Dumnezeu. Și cântarea care a cântat-o fanfară era luptă, biserică, luptă, nu de-anapoi. Și la fel și noi. Avem cuvântul lui Dumnezeu, avem poate oameni sau frați sau părinți care încearcă ca să ne îndrepte, să ne îndrume pe calea Domnului. Dumnezeu ne dă înțelepciune și nu se supără dacă eu cerem. Iacov, cu capitolul 1, cu versul 5, spune, dacă vreuna dintre voi, și acum aș spune eu, cui îmi lipsește? Mie îmi lipsește. Și dacă suntem onești, am putea recunoaște că tuturor ne lipsește înțelepciunea. Și spune, dacă cuiva, vreuna din voi lipsește înțelepciunea, ce să facă? Nu există niciun om în măsură care să ne dea, care să ne echipeze cu ceea ce avem nevoie și vom vedea cu ce anume. Spune, socială de la Dumnezeu care dă tuturor, fără excepție, tuturor cu mână largă. Și nu mai atât, nu te dojenești să spună, hei, nici atâta n-ai înțeles, nici atâta nu înțelegi. E așa de greu să pricepi? Nu! Fără lustrare o dă Dumnezeu. Cu mână largă și data ca să o dea și dacă vrem înțelepciunea. S-o cere de la Dumnezeu, dar să ascultăm de glasul înțelepciunii. Să ascultăm de glasul Domnului pe parcursul vieții. Acest om ne stă în față cu experiențele lui triste și vom vedea din cuvântul Domnului. O să citesc din cuvântul Domnului să vedem ce a realizat acest om. Capitolul 2, versetul 4 din Eclesiastul. Dar haideți înainte ca să citesc, pentru că am notat aici, pentru că Solomon a fost foarte interesat să cunoască tot ce se poate cunoaște. A pătruns și a încercat să exploreze ce n-a făcut niciun om până atunci, până în vremea lui. Și ascultați care a fost hotărârea, decizia lui. În capitolul 1 din Eclesiastul, cu versetul 13, spune, mi-a pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndelegnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiul oamenilor. Versetul 17, mi-a pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt.
Versetul 18, căci unde este multă înțelepciune, este și un necaz, și cine știe multe, are multă durere. Capitolul 2, versetul 1, am zis inimii mele, deci tot timpul el și-a făcut un plan în mintea lui. N-a dat peste aceste lucruri din întâmplare în viața lui, peste aceste experiențe. Și le-a dorit să le cunoască. Și dacă în grădina Eden, din pricina neascultării Adam și Eva, constată pe pielea lor, în experiența vieților și mai târziu a întregii umanități, neascultarea de Dumnezeu, vedem că Solomon, tot pe pielea lui, se adâncește și se lasă dus în anumite lucruri și în anumite experiențe care îi vor provoca multă durere și chiar în anumite situații îl vor depărta de Dumnezeu. Și ascultați, versetul 1 spune, am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și guste fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune, spune Solomon. Versetul 3, am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune. Și va stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiul oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Și Solomon este lăsat. Dumnezeu îngăduie. Și de ce? E trist. Este ca și un om de experiență, ca și să spun un copar, dacă pot să spun așa. O persoană care trece și Dumnezeu permite lucrurile astea. Pentru ca astăzi să fie încă un cuvânt apăsat înaintea noastră, că nu-i de joacă cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i de joacă cu principiile lui Dumnezeu și dacă nu ascultăm, consecințele vin în dată. Acest om a continuat să vadă și în fața noastră stă un om care va spune deznodăvântul, va spune rezultatul căutării lui și vrem să le știm. Probabil cel mai mult deja știm, dar vreau ca să ne aducem aminte. Rezultatul, versetul 11 din capitolul 2. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și acum aș vrea ca să citesc puțin ce lucruri am făcut. De la versetul 4 am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case, mi-am zidit vii, mi-am făcut grădini și livezi, grădini suspendate, ceea ce oamenii din ziua de azi nici nu pot să conceapă. Atâta arhitectură, atâta frumusețe și artă în lucrările care le-a făcut. Templul care este a fost o splendoare. Mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi. Mai mult decât toți ceea ce pusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-a strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Deci ca de împărați la oaltă și țări avea Solomon. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mai mare decât tot ce era înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar și înțelepciunea. Tot ce mi-am poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost pata din toată seara mea. Și acum, poate unii dintre noi se întreabă sau dintre tine și spune, da, dacă aș avea, dacă aș realiza, dacă aș fi, atunci cred că aș putea să mă bucur, cu adevărat. Aș putea să fiu împlinit. Și vedem la Solomon. Versetul 11. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt. Căci nu este nimic trainic sub soare. Vreau să sublinez acest cuvânt. Această expresie. Nu este nimic trainic sub soare. Versetul 17. Atunci am urât viața căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-a urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare. Muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun. Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Și acum, dacă ar fi să tragem noi o concluzie înainte de a citi, se merita, s-a meritat. O viață de câțiva zeci de ani, trăită aici în trudă, în goană, în alergare continuă, să vadă, să experimenteze, să cunoască. Și acest om, acest mare om, om care a trăit cu experiențe care nu le,
nu l-am trecut mulți dintre noi. Și toate puse ne-au loc. A spus el, totul este de șertăciune și bani după vânt. Concluzia, capitolul 2 cu versetul 13. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Versetul 25. Cine are adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Toate cuvinte nici bucata aceea de pâine. Mâncarea bună care o mâncăm, la cum ne-așezăm la masă, n-am putea să ne bucurăm de ea, n-am putea să ne plihnească dacă Dumnezeu n-ar numi lucrul acesta. Oare conștientizăm lucrul acesta? Nici respirația asta care o respirăm în fiecare secundă, n-am putea să ne bucurăm de ea dacă Dumnezeu n-ar fi pus niște plămâni. N-am putea să ne mișcăm dacă Dumnezeu n-ar fi lăsat în noi putere în adorare noastră. Și câtea exemple triste sunt în jurul nostru care confirmă acest lucru. Și în această seară trebuie să recunoaștem cu toți și să conștientizăm că înțelepciunea este mai de preț decât orice pe pământul acesta și nu putem să ne bucurăm de nimic pe acest pământ fără el. Aceasta e concluzia lui Solomon și sunt și alte concluzii la care l-a ajuns, la acestea le-am numit. Capitolul 3 cu versetul 14 spune, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dărâmne în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El, dar oare? Oare vedem noi? Și Dumnezeu să ne deschidă ochii să vedem. Și acum spune în capitolul 4 cu versetul 6, se ridică Solomon după trudă. Imaginați-vă un om în vârstă, un om trudit, un om amăgit și dezamăgit, mâhnit de tot ce a văzut sub soare, de toate experiențele lui. Și vine și spune, învățați de la mine. Și înțelept este cel care învață din experiențele altuia. E trist să nu vezi nici din experiența ta, dar cel mai înțelept este cel care știe să înveți din experiența altora și să nu repete aceleași greșeli. Domnul să ne ajute să învățăm de la acest om. Acest om care a trecut ca să ne fie de învățătură prin toate aceste situații. Și spune în capitolul 4, cu versetul 6, mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumni plini de trudă și boană după vânt. 7 cu 1. Mai mult face o lume bun decât un de lemn mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Mai bun, versetul 8, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Și am putea ca să citim mai multe lucruri noi acasă. N-aș vrea ca să merg mai departe cu citirea din ceea ce Solomon a experimentat, a văzut și a spus. Dar în finalul acestei cărți și chiar pasajul care s-a citit în această seară vine și ca și o concentrație a învățăturii, a concluziilor din experiența lui de viață, înțelegând că deasupra lui și deasupra tuturor oamenilor este un Dumnezeu care guvernează, este un Dumnezeu suveran, este un Dumnezeu care vede tot ce se petrece sub soare, care cunoaște gândurile, care vede căile noastre ale tuturor, care cunoaște dorințele noastre și nevoințele noastre. Solomon a înțeles, a conștientizat acest lucru și a dat seama că are de-a face cu un Dumnezeu drept, cu un judecător care nu caută la fața omului. Un Dumnezeu care într-o zi va chema pe fiecare om, tânăr, vârstnic sau bătrân, în fața judecății. Și aș vrea să recitesc, poate unii nici nu au fost aici, și încep cu tine și spune, bucură-te tine. Ceea ce vrea Solomon, în primul rând, să spună, nu contestă libertatea fiecărui individ. Nu spune, voi, obligatoriu,
trebuie să faceți așa, pentru că n-aveți altă alegere. Nu. Vine și spune, bucură-te tinere, în tinereța ta. Ești liber să alegi. Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Ce înțelegem? Solomon spune, ești liber să faci ce vrei. Aceasta este deviza zilor noastre, acesta este sloganul care circulă tot mai mult la urechile noastre și în imaginea noastră. Fă ce-ți place. Tu ești important. Tu trebuie să decizi în dreptul tău. Tu ești cel care controlezi viața ta. Tu îți alegi ce trebuie să faci în viață. Așa că nimeni nu poate să stea în cale, nimeni n-are voie să te oprească. Și adevărat, Dumnezeu l-a creat pe om cu libertate de alege. Și Solomon nu contestă. Și el a fost lăsat. Îngăduit. Dumnezeu l-a lăsat. I-a dat înțelepciune. I-a creat toate condițiile. Și Solomon conștientiza acest lucru. Și spune, tinere, vrei să te bucuri. Și normal. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om să se bucure. Dacă ne uităm în cartea Genese, vom vedea că Dumnezeu, în capitolul 1, când l-a creat, cu versetul 27, 26 chiar. Apoi Dumnezeu a zis să face om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească, adică să fie boss, să fie stăpân. El să controleze, spune, peste peștii mării, păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Și am spune noi, ce altă poziție mai mare i-a făcut acordat Dumnezeu omului. Și Dumnezeu l-a făcut pe om, după chipul său, l-a făcut după chipul Dumnezeu, parte bărbătească și parte femească i-a făcut. Și Dumnezeu a fost atent la nevoia lui și a văzut că el nu-i suficient de micros. Începe Adam și pune numele animale. Începe Adam și ia, prea ștafeta sau ceea ce Dumnezeu a credințat. Și Dumnezeu vede că ceva știa el, dar a lăsat pe Adam să se convingă, să înțeleagă el care încă o nevoie are, ceva ce lipsește. Și în capitolul 2 spune, cu versetul 18, observația lui Dumnezeu, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și a făcut un ajutor potrivit. Și a fost bucuroși, a fost fericiți, au fost împliniți tot ce trebuia să aibă. Tot ce putea să-i facă fericiți, Dumnezeu le-a dăruit. Și totuși i-a lăsat să aleagă. Și a spus, de acolo, n-ai voie ca să mănânci. Dacă n-asculți, este alegerea ta și consecințele vor veni după aceea. Și așa s-a întâmplat. Vom vedea în continuare, pentru că pe acest fond în care Solomon vine și spune, poți să faci ce vrei, tragi un semnal de alarmă. Și vine și spune, atenție că ceea ce te bucură în viață, ceea ce crezi tu că e împlinirea vieții tale, poate să fie o condamnare pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Pentru că după căderea omului în păcat, inima a fost pervertită, a fost pătată și înghibată de păcat. Și la un moment dat, Dumnezeu spune că toate dorințele gândurilor omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și a decis Dumnezeu să nimicească pe om de pe fața pământului. Însă a salvat familia lui. Și vedem că Solomon atrage acest semnal de alarmă și spune, dar să știi. E foarte important atunci când cumpărăm ceva, dacă nu avem cartea tehnică să citim instrucțiuni, dacă nu știm ce poate fi periculos, așa de ușor ne putem accidenta și chiar putem să murim. Și vedeți acolo, este tot felul de simbol că e pericol, pericol, atenție, și spune, nu deschide aparatul până nu citești bine înainte, ca nu cumva să ai parte de o experiență nedorită. Și Solomon spune, ok, tu poți, pentru că ești liber, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Trebuie să înțelegem că pentru toate acțiunile noastre care le facem, pretinzând că suntem liberi, pretinzând că avem drepturi, că suntem în măsură, că știm că nimeni nu poate să stea în fața noastră și în fața visurilor noastre, este unul care într-o zi va sta în fața fiecare dintre noi și spune să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.
Să nu uităm că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne bucurăm, dar bucuria nu există pe formulele noastre. Nu există în gândurile noastre, în gândirea noastră, ca să putem să ne bucurăm așa cum Creatorul ne-a conceput să ne bucurăm, pentru că de aceea ne-a creat, am spus, să se bucure, să stăpânească, să fie fericit omul. Dar din cauza că el a fost contaminat, din cauza că a fost pervertit, el nu mai poate să judece corect. Acțiunile nu mai pot să fie curate, gândirea lui trebuie schimbată, totul trebuie schimbat. De aceea vine Domnul Iisus și spune Nicodime, adevărat că spune Nicodime, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu și nu poate să se bucure cu adevărat. Nu poate să bucure pentru că eu sunt creator, spune Dumnezeu. Și nimeni nu poate ca să dea bucuria, nimeni nu poate să dea împlinirea decât cel care a creat. El cunoaște cel mai bine. Și Solomon spune, atenție, tu ești liber, dar ești responsabil. Tu poți să umbli pe căile care vrei tu, dar căile tale poți să te ducă la moarte. Și încă un lucru, spune versetul 10, tinerețea și zorile vieții sunt pregătoare. Nu doar că ești responsabil. Bucuria care tu crezi că e așa de interesantă, calea care tu ție ți se pare că e așa de bună să mergi pe ea, trece așa de repede. Și tu treci. Și te privind în urma ca și mine, și îți vei urâși și viața, și îți vei urâși și truda, și îți vei urâși tot. Pentru că ecuația n-ai rezolvat-o cum trebuie și soluția, răspunsul va fi unul greșit. Ai făcut de capul tău crezând că faci. Ai fost liber să faci. Dar nu. Dacă nu faci după principiile lui Dumnezeu, dacă nu urmezi rețeta lui Dumnezeu, nu poți să te bucuri decât un segment, o secvență. Pentru că totul trece și Solomon afirmă lucrul acesta. Atunci vine Solomon și spune, vin cu ceea ce am învățat eu din viața mea, din experiențele mele, și spune versetul 10, gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău. Ca să putem să înțelegem voia lui Dumnezeu pentru noi și să putem să ne bucurăm, că Dumnezeu a spus, vrea să ne bucurăm, dar vom vedea că în orice bucurie și oricum, noi trebuie să facem curățenie în viața noastră. Trebuie să luăm inima noastră plină de păcat, cu gândurile noastre rele și să spunem, Doamne, fii Tu stăpân în viața mea. Vreau să gonesc răul din viața mea. Necazuri. Și poate unul nu se întâmplă sau ne gândim, de ce oare trebuie eu? M-am născut eu într-o familie de credincioși și trebuie să merg la adunare fiecare duminică, ba mai trebuie și joi, dacă se poate și marți. De ce trebuie să cânt? De ce trebuie să fac atâtea activități, să fac studiul Bibliei, să citesc în Biblie, să mă rog, când în jurul meu atâta bucurie văd, atâta relaxare la prietenii mei, la cei din jurul meu, și trebuie, mi se pare așa ca o stare din aia de apăsare, de mărgânire, de disconfort și neîmplinire. De ce? Pentru că nu am înțeles încă adevărata bucurie care vine în urma ascultării de Dumnezeu, adică să gonim rău din inima noastră, să alungăm orice necaz și orice stare din asta așa de dubiu din viața noastră. Și să privim la ceea ce Dumnezeu ne-a oferit deja, la ceea ce Dumnezeu ne-a dat ca să putem să ne bucurăm. Și spune în capitolul 12, versetul 1, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele. Este o vreme și este un timp potrivit ca astăzi să ne aducem aminte că Dumnezeu ne-a creat după tipul și asemănarea Lui un scop ca să slujim de slavă gloriei sale și să fim bucurați și să fim fericiți, să ne bucurăm. Și această bucurie, vreau să spun, că nu este condiționată de ceea ce vedem în jurul nostru. Aici e problema. Bucuria de pe acest pământ este condiționată de lucrurile care se văd. Mi-am cumpărat o casă, mă bucur. După două săptămâni mă uit pe internet, văd că există altă casă care putea să o apă același preț, sau poate chiar mai tânăr și mult mai mare. Nu-i mai bucurie. Poate nici nu trec două săptămâni. Mi-am cumpărat o mașină, cea mai tare mașină, am găsit-o în special cu discount, cu ce vreți. Și după câteva luni, văd că a apărut un nou model și zic, mea nu-i mai bună, nu-i mai bucurie. Tot ceea ce vedem, cu tot ceea ce ne confruntăm în viața de zi cu zi, lucrurile care le întâmpinăm înaintea noastră, nu pot să ofere bucurie.
Pentru că n-au cum. Sunt vremelnice, sunt de scurtă durată și uneori e dacu să te bucuri. Au fost oameni care au vrut să-și zidească o casă și nu au apucat să intre ea să se bucure. Au vrut să-și cumpere o mașină și nu au apucat să ajungă acasă pentru că viața lor s-a turmat. De aceea nicio clipă să nu ne gândim că ceva din lumea aceasta ne-ar putea nouă asigura, garanta sau menține bucuria. Nu! Ne bucurăm, bineînțeles, că Dumnezeu ne poartă de grijă. Ne bucurăm că avem mâncare, că avem un loc de muncă. Dar acestea sunt niște anexe, să spun așa, la bucuria care trebuie să avem și care nu trebuie să piară. De ce? Bucuria adevărată trebuie să se bazeze pe ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi și pe ceea ce ne așteaptă în cerul. Nu mai este timp în această seară ca să privim la aceste lucruri mai în detaliu. Dar își vreau puțin. N-am să le mai citesc, că nu avem timp să le mai citesc, că le-am aici. Și să ne analizăm puțin. Pentru că lumea de afară se bucură. Și se bucură în plăceri, se bucură în desfătări, în păcat. În plăcere de o clipă ale păcatului. Și de multe ori suntem și noi atrași și mi se pare că e fascinant. Că ar fi frumos, ar fi de dorit, așa cum Eva a văzut că pomul era de dorit. Așa cum Dina a privit dincolo la fiul lui Sichem și acela de popoare și a căzut în plasă și în capcană. Și nu vreau să mă ocup de aceasta. E lumea care caută bucuria și desfătarea în plăcere de o clipă ale păcatului. Eu consider și cred că vrem să părăsim. Poate sunt lucruri în viața noastră cu care încă ne luptăm. Poate sunt lucruri care le-am părăsit cândva, dar diavolul care continuă să ne ispitească vrea să ne arate că să mergem din nou, să dăm înapoi, să mergem acolo. Aș vrea ca să nu fie niciunul dintre noi în cei care să dea înapoi, ci să privim înainte. Alte motive de bucurie, cum am spus, pot să fie lucrurile vremelnice de care ne bucurăm, dar care, într-un moment imediat, poate să devină o tristețe pentru noi și o neîmplinire văzând că altul are mai mult sau văzând că a apărut altceva. Acestea sunt niște motive efemere, motive care nu ar trebui să ne preocupe în viața aceasta, ce ar trebui să ne preocupe și să ne testăm în această seară, dar cu adevărat avem bucurie adevărată. Și aș vrea să fim atenți, o să le citesc repede și încerc la fel, scuze frate, încerc la fărsă, trebuie să mă opresc, dar în două minute vreau să mă opresc. Dacă ne bucurăm că avem o casă în cer, dacă ne bucurăm cu adevărat că numele noastre sunt scrise în ceruri, dacă ne bucurăm cu adevărat că Domnul Iisus a ales de dragul nostru să vină și să schimbe destinul nostru, dacă ne bucurăm că avem comoară în cer, asta înseamnă că trebuie să avem comoară în cer, nu? Că o spune Domnul Iisus, nu vă strângeți comori pe pământ. Păi dacă nu ne bucurăm, înseamnă că nu avem. Dacă nu ne bucurăm de casa de cer, înseamnă că încă nu avem. Dacă nu ne bucurăm că suntem acolo în registrul lui Dumnezeu, înseamnă că încă nu suntem. Dar nu e târziu, pentru că seara aceasta de aia e cuvântul încă. Spune Domnul Iisus, cu cerul și pământul trec. Dar cuvintele mele nu vor trece, dar astăzi am văzut aceste cuvinte, înseamnă că putem să le testăm și să vedem dacă vrem cu adevărat să avem parte de o bucurie de plină, veșnică, care nu se va termina niciodată. Dacă considerăm că în ceruri avem o avuție mai bună, atunci când vor veni să ne ia averea, sau eu pe care am agonisit, vom face ca și aceia din biserica primară. Spune că au primit cu bucurie răpirea averilor lor, răpirea. Ceva ce aveau ei, ce dețineau și le-a răpit și zice că au primit cu bucurie. De ce? Că știau că au în cerul o avuție mai bună. Dacă ne bucurăm, înseamnă că suntem pe calea cea bună și înseamnă că inima noastră nu se va clătina, indiferent de circunstanțe. Dacă ne bucurăm când suntem prigoniți, când suntem persecutați, înseamnă că suntem pe calea cea bună, că Duhul Slavei se odihnește peste noi. Dacă ne bucurăm în necazuri, înseamnă că am înțeles că necazurile fortifică caracterul nostru, că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aduce nădejdea. Și nădejdea asta nu înșeală. Dacă am ajuns încă și necazul, cu lacrimile curgând pe obraz, să ne bucurăm pentru că știm că dincolo ne așteaptă mângâierea și că Dumnezeu ne va mângâia și ne va răsplăti, atunci suntem tare cea bună. Ceea ce este foarte important să înțelegem, că bucuria creștinului trebuie să fie bazată pe ceea ce se va petrece în viitor. Domnul Iisus a zis, acum sunteți întristați. Inima vă va fi de întristare. Dar vă voi vedea și inima vă va fi plină de bucurie și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.
Habacuc spunea la un moment dat în cartea lui, când a auzit profeția dată de Dumnezeu asupra nenorocirii care Dumnezeu o va duce peste poporul lui Israel, a spus: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va mai da rod, oile vor pieri din grajduri și nu va mai fi nimic. Și îți spun eu, tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dacă privim la Dumnezeu ca un Dumnezeu al mântuirii noastre, dacă privim la ceea ce a făcut El pentru noi și în această nădejde privim dincolo, vom putea să ne bucurăm și să așteptăm pe Domnul Iisus bucurându-ne și lumea va vedea diferență. Și va zice, cum te bucuri când n-ai motive? Că îi văd, spune cum? Poți să te bucuri când tu așa, când tu așa, când ți-ai pierdut locul de muncă, când ești prin atâtea greutăți, când atâtea necazuri și parcă vine așa, ca și o avalanșă peste tine. Și lumea va vedea această bucurie. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem adevărata bucurie care El ne poate da. Să ne umple inimile de bucurie și așa cum spune Apostolul Pavel, Dumnezeu nădejde, 1 Corinteni capitolul 15 cu 13, numai El poate să vă umple de toată bucuria și pacea. Bucuria și pacea. Nu poți să te bucuri dacă n-ai nici liniște, dacă n-ai pace, dacă n-ai încredere în Dumnezeu și în ceea ce Dumnezeu a promis. Dumnezeu nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Și acesta este cuvântul cheie. Nu putem să ne bucurăm, nu putem să avem pace dacă nu credem. Nu putem să credem dacă nu cunoaștem ceea ce Dumnezeu ne-a oferit și a făcut deja pentru noi. Și spune, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde, știind, fiind convinși că într-o zi bucuria noastră va fi de plină. Și atunci când Domnul Iisus va veni, va spune, intră, rob bun, ascultător, care n-ai luat pe căile tale, dar te-ai bucurat în nădejdea mântuirii care eu ți-am pregătit-o. Intră în bucuria stăpânului tău. Aici suntem întrisați pentru o vreme, dar acum ne vom bucura pe zice, dacă facem ceea ce Dumnezeu ne cere. Și Domnul să ne ajute să ne bucurăm neîncetat. Și bucuria noastră să continue în veșnicie, într-o măsură, adică fără măsură, o să spun, într-un mod de plin. Amin. Spunea Solomon la sfârșitul învățăturilor un lucru foarte interesant și spunea să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ajungem la aceeași concluzie la care a ajuns Solomon. Amin. Frați și surori, aș vrea să fac anunțurile pentru săptămâna ce vine și trebuie să te spun la fratele Cicu, dacă poți să te oprești la 8 fără un sfert, pentru că anunțurile sunt foarte ample și am nevoie de colaborarea dumneavoastră. Mai întâi de toate știți că duminică, weekendul ce vine, avem convenția tinerilor din Pentecostal, din Canada, și n-aș vrea să o considerăm ca și cum n-are nicio importanță. Ar vrea să vă spun că este important ca tinerii noștri să aibă părtășie cu alții de aceeași credință. Pentru că în fiecare zi la școală o părtășie cu altcineva și n-am vrea să adopte aceleași obiceiuri sau valori. Și de aceea este important, pentru că se pregătește, ei o să slujească mai mult, să pregătește și predicile în direcția aceasta. Și pentru aceasta avem nevoie de organizare. Așadar, aș vrea să fac anunțurile pentru săptămâna ce vine și aș vrea să vă spun, m-am tot luptat cu gândul oare marți să anulăm ziua de rugăciune sau nu. Pentru că programul pe săptămâna ce vine este mai încărcat. Și am ajuns la concluzia să vă invit marți la ora 7 la rugăciune pe toți cei care doriți să veniți și puteți să veniți la rugăciune. La ora 7 sunteți chemați la Casa lui Dumnezeu. Apoi, joi, avem un frate vizitator, un frate păstor. Este un frate care vine din zona fratelui George Călinescu, dacă bine am înțeles. Îl cheamă Ciobanu Ghiță. La ora 7 avem întâlnire și vă invit pe toată biserica. Să știți că dacă acest frate, nu știu exact de unde vine, de aici, din Canada, probabil de la Kitchener, frate,
din America, deci dacă el până aici se deplasează, frașii și surori, noi cred că de aici, care suntem mai aproape, avem această datorie și noi să ne deplasăm cât putem mai mult să fim aici, să nu vină fratele de departe și noi de aici de aproape să nu venim, că nu este bine. Și zic ca Dumnezeu să-l călăuzească spre zidirea bisericii. Deci fratele păstor Ciobanu Ghiță, Dumnezeu să-l păzească la sosirea aici și să-i dea cuvânt. Vă invit, așa cum am spus, pe toată biserica. Apoi, sâmbătă va începe convenția și aici m-am tot gândit iară să vă spun sau să nu vă spun. Pentru că între biserici aș vrea să vă spun că mai mult am stat la telefon și nici nu știu exact ce am făcut. Pentru că fratele Iosif era invitat un frate din Statele Unite. Era invitat un frate tânăr care cred că a fost colegul fratele Iosif la școală și îl cheamă fratele Condrat Marian. Este din America, este undeva păstor în America și tot a fost bine, tot a fost ok, o să vină sâmbătă dimineața, dar s-a întâmplat că a avut un deces în România, în familie. Și a fost obligat să plece de urgență în România. Încă nu știm dacă se va întoarce pe atunci sau nu se va întoarce. Încă nu știm. Stăm încă în stand-by cu fratele Iosif, comunicăm cu fratele Sorin, să vedem ce se întâmplă, dacă vine, dacă poate să vină. Dacă nu, vom afla până cel puțin, cel târziu, mâine sau până, dacă nu, să ne orientăm în ultima instanță pentru altcineva. Dar ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea izbândă și în această direcție. Aș vrea să vă spun că în slujba de sâmbătă seară, să ținem foarte bine minte, va cânta doar orchestra bisericii sâmbătă seară, care va ocupa locul aici, din Kitchener, vor veni cel puțin, am primit informația, cel puțin 80 de tineri vor veni din Kitchener. Și am vrea să avem locuri cât mai mult, cât mai bine organizați în adunare. Sunteți invitați toată adunarea, nu numai tineri. Deci am auzit unele vorbe că este numai tineri. Să nu o luăm ca și o ocazie când noi nu venim la adunare, că să duc tineri. Mergeți copii la adunare, că tot acum am stat acasă. Deci nu prea funcționează aceasta. Noi dacă pe acolo, pe holul bisericii, spunem toți la 50 de ani, eu nu mă dau pe doi tineri. Și toți ne considerăm tineri. Și suntem o biserică de tineri. De aceea vă invit pe toți cei care puteți, sunteți liberi, în toate aceste trei întâlniri, să veniți la adunare. Cu copii, cu tot. Să venim la adunare. Dar pentru aceasta, deci avem, am făcut cu fratele Sorin și cu alți tineri, am făcut programul convenției, aici la Veți, ne-am luptat și cu asta ca și cu morile de vânt. Am simțit acum ce înseamnă să faci un program. Dar Dumnezeu mi-a dat izbândă, probabil o să fie mici ajustări. Dar la fiecare sfârșit de slujbă, ne-am hotărât și ne-am gândit că este bine să dăm o masă. Pentru că tinerii aceștia vor fi cazați toți la hotel. Deci la hotel. Dacă nu dăm noi masă la adunare, atunci ei sunt obligați să meargă seara sau a doua zi la miaz, duminica, să meargă să mănânce la restaurant. Tinerii noștri, când au mers la Kitchener, au beneficiat de toate aceste binecuvântări din partea bisericii și le-a pregătit de fiecare dată o masă celor care au fost din alte părți. De aceea, și sâmbătă seara, aș vrea să ne organizăm să le dăm o masă. Cel puțin tinerilor care vin din Kitchener, că cei mai mult din Kitchener, nu știu dacă din Windsor vine cineva. Din Windsor, deci nu vine nimeni. Nu s-a anunțat. Dar din Kitchener, fratele Andrei Bălulescu va veni cu cel puțin 80 de tineri. Și atunci avem să ne organizăm să le dăm o masă. Și am încercat cu fratele Sorin să contactăm pe unii frați, unele surori, care pot să ne ajute în această direcție. Probabil frații aceștia vă vor contacta pe unii dintre dumneavoastră să-i ajutați. Pentru că nu-i ușor să lupți singur. Deci trebuie, de aia am spus că trebuie să avem sprijinul dumneavoastră. Deci, sâmbătă seara ne-am gândit că este bine să cumpărăm fratele Valer Benz. Dacă bine am înțeles,
este undeva, cunoaște undeva un restaurant sau undeva unde face pui portughez. Și ne-am gândit că este bine ca în seara de sâmbătă să servim o masă jos, cel puțin tineri, așa cum am spus, cu pui portughez, dar pe lângă aceasta trebuie să mai facem garnituri. Trebuie orez, cartofi și cel puțin salat. Nu? Că nu poți să mănânci numai carne de un tineri, așa, trebuie garnituri. Și de aceea avem nevoie de frați și de surori care se implică în această lucrare. Ca lucrarea să iasă, nu vreau să repet ca azi dimineață să nu ne facem de rușine, dar lucrarea să iasă așa cum trebuie să iasă. Apoi, asta este sâmbătă seara. Am pentru duminică la miază. Pentru duminică la miază am propus fraților cu care am stabilit aceste lucruri să aducem fiecare familie de la casele noastre să pregătim ceva cum pregătim de obicei pentru anul nou. Să aducem aici la adunare, punem acolo jos pe mese și se vor servi tinerii de acolo. Deci ca și la anul nou. Sora Andreea pentru duminică dimineață, sora Andreea Fener se va ocupa cu această lucrare. Cei surorile care vor să o ajute și trebuie să o ajutăm, să o contacteze pe sora Andreea și în felul acesta să putem să facem și lucrarea aceasta. Sora Valia, am impresia, dacă bine am înțeles, se va ocupa cu prăjiturile. Asta o știm. Apoi, pentru duminica seara, ne-am gândit că ar fi bine să le dăm, unii dintre ei vor pleca după slujba de dimineață, duminică. Cel puțin corpul de fete din chicină, am înțeles că va pleca. Ne-am gândit să dăm pizza. Dar m-am tot gândit, lunea este liberă și cred că ar fi bine să dăm pizza pentru toată biserica. Toți să rămânem și părinți și copii, să rămânem la adunare și în limita spațiului care îl avem, pentru că a doua zi nu se lucrează, să avem toți să mâncăm aici pizza. Dar și pentru aceasta avem nevoie de frați voluntari care să se ocupe de această lucrare. Să ia legătura cu pizzerii, pentru că cineva mi-a sugerat, cel puțin am vrut ca să, oarecum, să antrenez tineri, dar cineva mi-a spus, tinerii sunt implicați în lucrare. Pentru că duminica seara, fanfara va lua loc aici, fanfara noastră, și va cânta de ei. Duminica dimineață nu va cânta fanfara, pentru că duminica dimineață vom lăsa mai mult pe frații din Kitchener să facă slujbă. De aceea, până duminica seara și instrumentele care le avem acolo, ar fi bine să le aducem aici, să le punem un batiser și acolo undeva, ca să poată să fie loc, pentru că se va pune scaune pe acolo. Apoi, avem nevoie asta cu fratele Călin. Nu știu, e acolo în spate. Am discutat puțin cu dumnealui. Frate Călin, te rog să iei legătura cu fratele Vasile. Este vorba de buget aici. Trebuie să te uiți jos, acolo, în debara aia, farfuriile care ne lipsesc, farfurii de unică folosință, pahare de unică folosință, ustensile, fețe de masă, slavă Domnului, și dacă se poate încă 3 mese din acelea albe de la Costru. Să vorbești cu fratele Vasile pentru aceasta. Mulțumesc, frate Călin. Apoi avem nevoie iară de frați voluntari, care Dumnezeu o să le răsplătească mai târziu, la sfârșitul vremurilor, ca să cumpărăm suc și apă. Pentru că dacă nu, după 2-3 îmbucături, nu mai merge, nu? Ne avem nevoie de suc și apă. Și pâine de la Costru. Avem nevoie să meargă cineva dimineața. Sâmbătă dimineața să ia pâine proaspătă. Chifrele acelea sunt foarte bune. Iar duminică dimineața, iarăși, avem nevoie să meargă cineva să ia pâine proaspătă de la Costru. Nu știu dacă duminică, mă gândesc că este deschis magazinul Costru. Nu știu dacă m-ați înțeles. Ok. Aici, permiteți-mi ca să notez. Să știți că eu notez ca la procese verbale și după aia... Tatăl meu, fratele, ok. Dacă nu
Poate, Cornel, dacă pentru pizza, pentru duminica seara, eu m-am gândit ca să petrecem toți împreună duminica seara, cel puțin duminica seara. Trebuie să știm, trebuie să știm sigur, pentru că suntem mai mulți. Suntem mai mulți și nu vreau ca cineva să spună, mi-a rămas numai un point. Sora Rozi, vreau să știu dacă este pe sigur. Trebuie multă pizza. Ok, deci atunci am notat aici pentru suc și pentru ape fratele Gicu Bălă, pentru pâine fratele Caius, deci sunt și sâmbăta și duminica, aș vrea să vă spun ceva. Dacă mergeți și cumpărați, tot ce cumpărați, păstrați bonul, păstrați factura și aduceți-o la fratele Vasile și fratele Vasile o să vă ramburseze ceea ce ați cheltuit. Vă spuneți câte și de care. Cred că cel mai rezonabil este punga aceea mare la $5.49 cu chifle. Da. Cred că este cel mai rezonabil. Aia o folosim și de Revelion. Nu-i nici scumpă și... o cutie mare de... Nu înțeleg ce înseamnă. Cutie mare, dar nu știu. Da. Ok, deci aici aș vrea să vă, să, frate Sorin, mai ai ceva de pictat? Aș vrea să vă, să vă pun o întrebare, hai să facem nimic. Aș vrea să vă pun o întrebare. Eu cu fratele Sorin și cu alți tineri ne-am toți format mintea, să vedem să facem lucrurile să fie bine, cât mai bine. Nu pretindem că este cea mai bună soluție. Nu pretindem că este cea mai bună soluție, dar am încercat să fie și bine, să fie și ieftin, să nu spargem bugetul prea tare, pentru că în primăvară am avut alte cheltuieli, dar așa s-a potrivit că în anul acesta avem de două ori convenție. Și consider, poate este mult efort, este adevărat, dar în același timp, eu zic că e o binecuvântare. Dacă Dumnezeu ajută fraților să vină ca să ne dea învățătură, este o binecuvântare pentru noi. Aș vrea să vă întreb, dar n-ar vrea să ne lungim prea mult la vorbă, dacă aceste propuneri ale noastre considerați că sunt rezonabile și considerați că este în ceea ce dumneavoastră v-ați gândit. Noi am făcut tot ceea ce noi am crezut că este bine. Dar aș vrea să vă îndemn, frați și surori, frații pe care i-am numit, fratele Valer, care mă gândesc că se va ocupa de acei pui portughezi. Dumneavoastră știți ce i-a făcut la Charbon. Îs bun. Dar noi am spus să nu cumpărăm de la ei și garnitura, că ei își vin de toate. Dar după aia se umple factura. Prea mult. Pentru că niște orez și niște cartofi și niște salată și noi putem să facem și costă cu mult mai ieftin. Să le aducem. Apoi, pentru duminică dimineață, care implică toată biserica. N-aș vrea ca cineva, și îngăduiți-mi să spun aceste cuvinte, n-aș vrea ca cineva să spună copiii mei sunt mici, au 3, 4, 5 ani, 6 ani și nu se duc la tineret, eu nu particip cu nimic. Aș vrea să vă spun ceva, suntem în trupul lui Hristos. Suntem în trupul lui Hristos. Și astăzi sunt copiii mei care sunt mari și sunt la tineret și aș vrea să vă spun că mâine să fie copiii dumneavoastră. Cu siguranță. Și este bine să facem ceea ce Dumnezeu ne învață. Să ne ajutăm unii pe alții. Și biserica, în felul acesta, să fie unită. Să știți că biserica, la lucruri ca și acestea, își dă examenul în unitatea bisericii. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Iar în a doua parte, să ne credințăm în brațul Lui,
Ar vrea să ne încredințăm pe fratele Ilua Mogovan, joi când va pleca cu avionul, Dumnezeu să-l păzească, să-l oprească și să vegheze asupra lui. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnul.